Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire în funcția de procuror general a lui Alex Florența și în funcția de procuror șef al DNA a lui Marius Voineag. Cei doi au primit aviz pozitiv de la CSM după ce ministrul Justiției Cătălin Predoiu i-a propus pentru portofoliile de la Parchetul General și DNA. Procurorul Alex Florența a condus în trecut DICO Timișoara, iar din 2021 a fost detașat ca șef de serviciu la structura centrală a DICOT. Procurorul Marius Voineag a fost adjunct al secției urmării penale și criminalistică din Parchetul General și a condus serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare din DICOT.